pentru ca excluziunea socială și discriminarea să fie cât mai rar întâlnite în rândul tinerilor, școala gimnazială din Grozești a implementat un proiect european în parteneriat cu școli din Bulgaria, Grecia, Italia și Turcia, prin care elevii de gimnaziu vor cunoaște tradițiile, obiceiurile și stilul de viață al țărilor implicate. Mai mult decât atât, prezentă la această acțiune a fost și marea actriță Maya Morgenstern. Mehedințenii noștri au prezentat elevilor străini mai multe lucrări ce conțin legături istorice și muzicale din județul nostru. Art was a profession, taxat mare. She took money, coins specially. She gave back the change, the rest. Istoria și legăturile muzicale din Mehedin sunt promovate la nivel european și prin intermediul elevilor și profesorilor de la școala gimnazială din comuna Grozești. Activitățile au loc în cadrul proiectului Erasmus, iar la acțiune participă școli din Turcia, Italia, Bulgaria și Grecia. Scopul proiectului este de a cunoaște și de a studia tradițiile, obiceiurile și stilul de viață ale țărilor implicate, dorind diminuarea excluziunii sociale și discriminarea în rândul elevilor. Mai mult decât atât, prin activitățile elevilor se încearcă și readucerea respectului dintre studenți și profesori, care s-a cam pierdut în ultimii ani. Astfel, micii elevi din cadrul școlii gimnaziale din Grozești vor deveni profesori. Ei vor pregăti cursuri și materiale pentru fiecare schimb în cadrul proiectului. Ce ne puteți spune despre acest proiect? Proiectul se numește Crearea bazelor pentru coexistență, respect și cooperare. Este coordonat de Școala Gimnazială Grozești în parteneriat cu școli din Bulgaria, Italia, Turcia și Grecia. În cadrul acestui proiect ne-am axat pe două axe. Una dintre axe se adresează cunoașterii culturale, cunoașterii istorice a tuturor celor participanți în proiect, astfel încât să găsim legături pentru cooperare, toleranță, respect. Dar în același timp am constatat că relația dintre profesori și elevi în ultimul timp s-a deteriorat foarte mult, motiv pentru care a doua axă se adresează elevilor și prin acest proiect am încercat să schimbăm puțin paradigmele educaționale și astfel profesorul nu mai este pus pe un piedestal, devine pe locul al doilea, elevul devenind la rândul său profesor. În cadrul celor patru întâlniri desfășurate până acum, majoritatea activităților au fost coordonate și realizate de către elevi. Adică elevii au devenit profesori pentru colegilor, inclusiv pentru noi. În străinătate am avut ghizi elevi, ieri când copiii au avut de făcut prezentări despre persoanele celebre pe care le-am ales, cele cinci persoane, Maya Morgenstern, Mircea Cărtărescu, Vania Gherghinescu, o personalitate locală, un poet local, precum și Nadia Comăneci, și am mai vorbit de Mihai Boțilă, un alt mare sportiv născut în Grozești. Prezentarea în limba engleză a fost făcută de către elevi. La fel, partenerii și-au prezentat prin elevii săi personalitățile. În urma acestor prezentări vom realiza o carte cu toate cele 25 de personalități, care va fi și produsul acestei mobilități. Elevii care au luat astăzi parte la acțiuni au fost îndrumați de către cadrele didactice. Evenimentul s-a desfășurat online din cauza actualului context social, dar cu toate acestea, bucuria și mândria s-au putut citi pe chipurile invitaților, aceștia urmărind câteva activități desfășurate de micii școlari care le-au pregătit și prezentat colegilor din Bulgaria, Italia, Grecia, dar și Turcia, lecții de istorie despre România, dar și cântece naționale. De asemenea, micii elevi mehedințeni au fost îmbrăcați la patru ace, iar porturile populare nu au lipsit, încântând privirile celor prezenți, cât și ale celor care i-au urmărit de peste granițe prin intermediul monitorului. Una dintre mobilități, tema a fost conexiuni istorice și muzicale, activitate coordonată de către România, în care am învățat despre istoria celor cinci țări implicate, despre muzica, despre tot ceea ce înseamnă trecutul nostru și am încercat fiecare să ne promovăm portul popular, tradițiile, obiceiurile.
Am mai avut după aceea în Italia ca și temă legende și hobby-uri. Am vizitat foarte multe elemente din Sicilia, pentru că școala parteneră este din Caltanisetta. Și am cunoscut legendele importante din fiecare țară. Apoi ne-am întâlnit în Grecia cu geografie și jocuri. Noi am învățat dintre jocurile noastre, ei ne-au învățat jocurile lor, astfel încât să fie un schimb important de experiență. Acum, ca și temă, avem celebrități și obiceiuri, motiv pentru care ne-am și dorit să invităm o adevărată celebritate, un model desăvârșit pentru tânăra generație, Maya Morgenstern, și ne bucurăm pentru că a acceptat invitația noastră. Și de altfel avem și ne-am prezentat obiceiurile, tradițiile și am primit în același timp de la partenerii noștri despre obiceiurile lor și despre tradițiile lor. Iar în ultima activitate care se va desfășura în Turcia sau tot online, vom avea modalități de comunicare între actorii educațional. Ne dorim să încercăm să facem școala o școală deschisă, o școală accesibilă atât elevilor, dar mai ales și părinților și tuturor actanților, autorităților locale și tuturor, astfel încât să nu ne simtă ca o instituție depărtată de comunitate, ci o instituție a comunității, o instituție care până la urmă suntem parte a întregii comunități, o instituție prin care noi reușim și ei reușesc să învățăm și să schimbăm în același timp lucrurile importante dintre noi. Să învățăm și să fim învățați în același timp. Prezentă astăzi la Grozești, chiar și prin intermediul online-ului, a fost și cunoscută actriță Maya Morgenstern, care timp de 30 de minute și-a arătat susținerea față de experiența interculturală promovată de către cadrele didactice din Grozești prin intermediul Erasmus. Cunoscând faptul că școala a devenit o comunitate multiculturală complexă, unde copiii sunt chemați să dobândească cunoștințe și abilități pentru a face față diferitelor situații sociale, primarul comunei Gheorghe Coman, alături de viceprimarul Ion Epure, și-au arătat implicarea în aceste activități interactive dintre elevi la nivel internațional, oferind tot sprijinul necesar cadrelor didactice din Grozești.